Mea Olga, astăzi ești o magiată și vreau din suflet să te felicit. Am un mesaj mai special pentru tine și vreau să-l asculți cu drag. Ambii suntem din sate mici, dar întâlnirea noastră a fost când eram la muncit. Am plecat și noi peste hotare, cum au plecat mai toți. Destinele ne-au unit ca să fim îndoi și iată ne-am căsătorit. Soț și soție am devenit noi. Apoi părinți la primul copilaș, Mișulic s-a născut. Foarte, foarte mult am îndurat. De la zero tot am început. Așa cum se spune în popor, de la două linguri, farfurii și foame am îndurat. Prin ce am trecut doar eu și tu, sărmana, știi. Dar mulțumită Domnului, cu tot ne-am isprăvit. Și am învins tot răul, iar noi mai puternici am devenit. Cum munca prin străinătate am obținut tot ce am vrut. Și încă o fericire am avut parte, încă un băiat, Artemis s-a născut. Iar în 2015 a venit lapocica noastră, fetița noastră, Daria. Avem o familie bogată, îți mulțumesc, soție dragă. Mă mândresc cu așa soție și cu copilașii mei. La mulți ani îți spunem ție. Îți vom face tot ce vrei. Și vreau ca ceva să-ți mai spun, că sunt tare fericit. De armonie sunt plin, sunt un bărbat împlinit. Mulțumesc, iubita mea, pentru dragoste, confortul, zi de zi ce mi l-ai dat. Te iubesc din tot sufletul, pentru înțelegere, susținere, pentru tot ce reprezinți. Tu ești viața mea, soție. Mulțumesc că mă alinți. Chiar dacă avem 15 ani de căsătorie, dar la fel de frumoasă ai rămas. Tânără, plină de viață și activ în orice pas. Fie ca în casa noastră, să domine permanent bucuria și dragostea, iar eu lângă tine prezent. Să le reușești pe toate, dorințele să se îndeplinească, ochii tăi să strălucească și nici când să nu obosească. Îți mulțumesc, draga mea, pentru tot, pentru culoarea vieții mele. Te iubesc enorm, enorm. Ești universul nostru. Cu respect, soțul Ghenadi. Și te văd acolo pe lapocica, cum o zis tăticu. Lapocica, Darișca. La mulți ani. Foarte frumos, Olga, meriți. Mulțumim dumneavoastră și mulțumesc soțului și la toți din familie, la toată familia. Bravo! Foarte plăcut! Soțul tău te-a descris foarte frumos, vede că aveți o relație frumoasă, chiar dacă ați avut și greutăți și încercări la viață, că n-ai cum să nu treci prin încercări și probleme. Dar voi ați făcut față la toate problemele și astăzi să vă bucurați cu trei copilași frumoși. Și o dedicație specială pentru voi doi, vă cânt cu dragă melodie, m-am îndrăgostit dintr-o privire. Îți cânt această melodie și așa să vă simțiți tineri ca la prima întâlnire, draga mea Olga, la mulți ani, fii fericită! N-am să privesc nici când în urmă ce-a fost în viața mea și a ta. Am să une sufletul meu de-al tău și am să te chem în viața mea. Mai ieri ne-a despărțit tăcerea, parcă nici nu ne-am cunoscut. Acum vreau să-ți pun inima în palmă, că dorul tău mult m-a durut. M-am îndrăgostit, dintr-o privire am înnebunit, de fericire, draga mea, ce mult te-am căutat. Ochii mei și ai tăi sunt iubire, sufletul din ei e sclipire, tu ești tot ce viața m-a așteptat. Așa pentru tine, scumpa mea, la mulți ani, să fii fericită! Te vreau aici în orice clipă, te vreau să fii numai a mea, că fără tine singură mi-e frică și să suport tăcerea grea. Cum aș trăi în astă lume dacă n-ai fi în viața mea? Dă-mi mâna să zburăm cât mai departe, unde nu este nimeni. M-am îndrăgostit, dintr-o privire am înnebunit, de fericire, draga mea, ce mult te-am căutat. Ochii mei și-ai tăi sunt iubire, sufletul din ei e scripire, tu ești tot ce-i viața m-a așteptat. Opa, așa! Draga mea, nu te rețin mult,
Ești cu copilașii. Așa, și domnul Ghenadi e lângă dumneavoastră. Bună ziua! Poate să o întrerupim. Soția iubită, da. Ziua ei de naștere. Așa, așa, hai, ne așteptați, acum. Așa. Câte flori atâta ai? Așa, scumpii de voi, eu n-am știut de să rup de asta, deși e ca și pentru mine e surpriză. Hai să cântăm în mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Olga să trăiască și domnul Ghenadie să trăiască împreună la foarte mulți ani. Eu mă bucur foarte mult. Domnul Ghenadie nu ne-a spus despre surpriza asta, despre flori. Ei, frumos, domnul Ghenadie, v-ați gândit? Gentleman adevărat! Mulțumesc frumos! Bine, eu vă las să petreceți frumos, să stați împreună, o zi frumoasă și numai bine. Olga, ești bravo, fie așa mai departe. Foarte plăcut surpriza și glasul nostru foarte frumos cântat. Da, un pic am răgășit eu, mă, dar las ca să ne treac. Bine, eu îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Mi-a fost plăcut să vă aud. Cu drag, mă bucur. Și bine frumoasă, pentru felicitare. Da, meriți. Meriți, Olga. Meriți, Olga, fiindcă, într-adevăr, din cele descrise, ai făcut foarte mult și sacrificii și ai fost o soție și o mamă și ești o soție și o mamă bună. Și asta e recunoștința din partea soțului care vrea să te mulțumească. O zi bună! La mulți ani, draga mea! Fii fericită! Fiți fericită! La revedere! Iată așa, dragii mei, eu n-aș știu, domnul Ghenadi, nu mi-a spus de flori acolo. Ei, bravo, ia că vedeți! Bravo! Bărbații, soții, trebuie să fiți atenți, să cuceriți femeile voastre, să le mulțumiți. Nu uitați că nu numai de ziua de naștere și 8 martie să o bucurați, să le bucurați. În toată ziua puteți ceva să faceți frumos. Un cuvânt frumos și o mulțumesc și un compliment este foarte plăcut pentru o femeie. Femeia iubește cu urechile, știți asta, să nu uitați niciodată. Frumos, gest, bravo, felicitări și viață frumoasă să aveți în continuare și poate să mai apară cineva acolo, că sunteți tineri frumoși, dar 3 copii, dar mă vezi, dar gata, ați susținut examenul vieții cel mai greu. O zi frumoasă și numai bine vă doresc, la mulți ani!